Centrul Militar Județean Maramureș, prin Biroul de Informare Recrutare, organizează în data de 20 octombrie, împreună cu personalul didactic și elevii din două instituții de învățământ băimărene, Ziua Armatei României în școli. Totodată, în cadrul acestor acțiuni, două aeronave militare vor survola orașul Baia Mare. Activitatea în acest an se desfășoară cu elevii de la Școala Gimnazială Nicolae Iorga și cei de la Colegiul Național Gheorghe Șincai, între orele 11 și 14. În cadrul activității se vor prezenta aspecte istorice din al doilea război mondial referitoare la semnificația zilei de 25 octombrie, Ziua Armatei României, oferta educațională a Ministerului Apărării Naționale și vor fi prezentate ținute, armamentul și echipament din dotare pentru anul de învățământ 2022-2023, informează capitan Mihai Ovidiu Pop, șeful Biroului Informare-Recrutare. Sistemul de gospodărire a apelor Maramureș derulează lucrări specifice de întreținere a cursurilor de apă pentru protejarea împotriva inundațiilor. În această perioadă se execută două lucrări de decolmatare a râurilor Mara în comuna Vaduizei, respectiv Lăpuș, în localitatea Coaș. Muncitorii intervin pentru reprofilarea albiilor cursurilor de apă, astfel încât să fie stopată eroziunea malurilor. În acest sens, se degajează albia de materialul aluvionar, vegetație și alte obstacole pentru a asigura secțiunea de scurgere a apei. Lucrările sunt realizate în colaborare cu autoritățile publice locale. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că a demarat campania de plată în avans a fermierilor care au depus cereri unice de plată în anul 2022. APIA Maramureș anunță că plățile în avans se vor derula în perioada 16 octombrie-30 noiembrie 2022. Subvențiile care intră direct în conturi pentru campania din anul 2022 sunt plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pe înverzire și pentru tineri fermieri. La plata avansului vor intra în premieră și crescătorii de vaci de lapte și cei de taurine de carne și bivolițe.